La cald, cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Nicu Covaci. Bine ne-am regăsit, dragii noștri privitori și doar pe posturile dumneavoastră favorite de radio și televiziune, o întâlnire specială cu președintele USR Gorj, domnul Radu Miruță, care îi mulțumim că a poposit din nou în studiourile noastre. Bine v-am găsit, vă mulțumesc și eu pentru invitație și salut ascultătorii dumneavoastră din diversele medii de transmisiune. Suntem o televiziune regională, așa că ne auzim pe mai multe județe și... Pentru că vreau să valorific la maxim timpul în compania dumneavoastră, vreau să intrăm direct în subiect, să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră provocarea pregătirii alegerilor prezidențiale. S-a declarat deja că aveți candidat din partea partidului dumneavoastră pentru prezidențiale din noiembrie 2019. Vreau să vă întreb cum priviți dumneavoastră, care sunteți marea surpriză a europarlamentarilor de acum două luni de zile. Domnul Covaci, dat fiind faptul că noi suntem un partid care a format din oameni care n-au mai fost implicați în astfel de activități politice, din oameni care și-au demonstrat cea mai mare parte dintre ei profesionalismul în zonele acolo unde au activat până acum și unde activează în paralel cu activitatea politică, noi ne-am făcut o strategie acum vreo 2 ani și ceva când ne-am implicat în astfel de activități și pentru noi practic nu e decât ajungerea la momentul în care urmează să facem parte din programul pe care l-am avut. Programul nostru a ținut cont de alegerile europarlamentare, prezidențiale, locale și parlamentare, deci un program în 4 pași. Mare parte din strategie până acum a fost respectată, adică ne-am ținut de... Lumea se așteaptă de la USR că trecem de la una la alta să facă mișcări din astea cu salturi foarte mari, să sar peste câteva trepte, să ajungi, să faci, să dregi. Da, poate că e o așteptare validă, veridică. Însă noi am pornit-o această construcție dorindu-ne ca ea să fie solidă și atunci facem fiecare pas extrem de atent gândit. Deci pentru noi campania la prezidențiale nu e ceva ce ne ia prin surprindere, nu e ceva ce nu ne așteptam, pur și simplu este parcurgerea unui desfășurător pe care noi l-am stabilit acum 2 ani de zile și suntem în fața momentului actual pe care încercăm să-l fructificăm cât de bine se poate. Am început implicarea politică prin 7-8 persoane, era o singură filială la Târgu Jiu, ne tot extindem cu fiecare săptămână acolo unde găsim oameni de bună calitate. Vă recunosc că au fost și drumuri, am plecat de la Târgu Jiu să facem o filială și ne-am întors de pe drum, fiindcă am aflat că de fapt erau oameni puși de actualul primar ca să blocheze activitatea USR acolo. Deci se întâmplă și diversiuni de genul ăsta. Se întâmplă și la nivel destul de murdar. Se poate întâmpla să fie astfel de lucruri și acum, adică vă dați seama că noi nu luăm cazier de la oameni, nu luăm tot felul cazier de... politic, ne referim. Cazier politic luăm prin intermediari, în sensul că ne întrebăm unii pe alții despre diverse persoane. Poate că mai suntem și noi păcăliți. Acum avem 31 de filiale în județul Gorj, în momentul ăsta oficial, mai sunt vreo 4-5 în lucru. Ne sunt un pic de ajutor aceste filiale în prisma campaniei electorale și din perspectivă logistică și din perspectivă transmiterii mesajului în zonele respective. Am început strângerea de semnături ieri la Târgu Jiu și în județul Gorj pentru campania lui Dan Barna la prezidențiale. Momentan fiecare membru se restrânge în cercul de prieteni, în cercul de cunoscuți semnăturile acestora, după care atunci când vom primi autorizație de la primăria Târgu Jiu, am depus această solicitare astăzi, vom avea în Târgu Jiu și în Motru și niște corturi cu program unde oamenii care nu sunt în cercurile noastre de prieteni doresc să semneze. Noi am pus la dispoziția simpatizanților și pe pagina USR Gorj și pe pagina mea de Facebook Radu Miruță un formular electronic pe care mulți dintre oamenii până acum în sensul campaniilor trecute îl descărcau singuri și îl semnau ei prin intermediul
cercurilor personale. Avem o cutie poștală la sediul actual al USR Gorj, care e în piața centrală la etaj acolo, în stația de autobuz vis-a-vis de parc. Oamenii pot să pună acolo și ne trezim plăcut surprinși din când în când câteva liste puse acolo de oameni care le-au scos singur la imprimantă, le-au semnat. O să avem și câteva puncte în oraș fixe, la diverse magazine ale simpatizanților sau membrilor noștri, puncte fixe în care omul trece pe stradă, fie semnează, fie lasă o semnătură acolo că e în drumul lui. Spre deosebire de alte partide, care am auzit că își propun numere de 10.000 de semnături, noi ne-am propus un număr de 5.000 de semnături. Pe Gorj. Pe Gorj, pentru USR Gorj, o să strângă și partenerii noștri de la Plus, probabil, semnături. Am avut o discuție cu ei aseară și pentru asta. Platforma 2020. Nu, s-au transformat în partid politic și da. Acum sunt în partid, reprezintă partidul Plus. Noi strângem aceste semnături pe bune. Nu vreau să fac nicio analiză mai amănunțită a modului cum se strâng alte semnături, însă sunt dovezi clare că nu prea au legătură cu ce se întâmplă în stradă alte semnături strânse. E foarte simplu acum să ai datele oamenilor. Nu e doar numărul important, ci e interacțiunea cu oamenii și noi pe asta ne bazăm și asta e centrul atenției noastre în perioada următoare, ca oamenii care... Faptul că omul semnează și că ai ocazia să discuți 10-15 secunde cu el înseamnă mai mult decât de 10 semnături doar că să le ai la număr. Care este secretul apropierii foarte multor oameni de către partidul dumneavoastră? Am văzut, ați fost, cum repet, surpriza... din 26 mai 2019. Sigur că răspunsul ar trebui să fie în percepția... M-a spus că vin spre dumneavoastră, vă lasă chiar formulare completate. Da. Care e secretul, să spunem, politic? Ceea ce ne puteți devoala, evident. Vă dați seama că nu pot să mă presupun că fac o analiză ce e în mintea fiecăruia. Ce cred eu că stă la baza acestei apropieri e faptul că USR a demonstrat de-a lungul celor 3 ani de până acum că nu face niciun fel de compromis. Multă lume a încercat să arunce asupra USR cu tot felul de lucruri, că sunt cu Soros, că sunt cu SRI, că sunt cu trimiși de nu știu unde. Uitați-vă la noi că suntem oameni ca toți ceilalți, suntem din categoria celor care ne-am săturat să tot analizăm de la distanță fără a ne implica direct. Un grup de oameni s-a format, da? Un grup de oameni care până mai ieri era din categoria celor care acum stau pe bancă și se uită când noi mergem să strângem semnături. Discutând cu ei, s-au ridicat și ei de pe bancă și au luat și ei o foaie să strângă mai departe. Nu este nimic ascuns în povestea USR. Există mai presus de orice respectarea acestor principii, indiferent despre cine e vorba. Zilele trecute vrea cineva să se înscrie la USR, m-a sunat. Teoretic, eu sunt președinte la filiala județeană, însă există un proces special, separat, asupra intrării unui membru în fiecare filială. Adică nu eu îl primesc și spun, l-am primit eu, că am vorbit eu cu el, luați-l. Sunt niște oameni responsabili care nu-i scoate nimeni de schemă. În USR se intre pe o singură ușă. Fie că e vorba de un om mai puțin cunoscut, fie că e vorba de cel mai cunoscut om, nu are nimeni un tratament special. Iar aceste criterii noastre că trebuie să nu fi fost membru într-un partid politic în ultimii 2 ani de zile. Asta vreau să devolați acest criteriu. Sunt vreo 10 criterii, dar cele de care se lovesc cei mai mulți aderanți e să nu fi fost membru într-un partid politic parlamentar în ultimii 2 ani de zile și să nu fi avut o funcție într-un partid politic parlamentar indiferent când, nu doar în ultimii 2 ani de zile. Deci să nu fi avut o funcție politică în alt partid. În alt partid politic parlamentar, indiferent când. Dacă sunt persoane care nu îndeplinesc aceste condiții, dar care sunt doriți de grupul din zona respectivă, există posibilitatea oficială ca noi, conducerea județeană, să acordăm o derogare. Mai sunt de la caz la caz oameni care au fost implicați politici, care nu sunt o problemă pentru criteriile USR. Nu înseamnă că dacă n-a existat USR până acum, n-au mai fost oameni serioși. Asta e o chestiune de care suntem absolut convinși. Și atunci, de la caz la caz, noi putem analiza situația diverselor persoane care inițial n-ar îndeplini aceste criterii, dar totuși doresc să vină și sunt și primite. Însă nu e o uzanță. Sunt efectiv cazuri excepționale. Mai avem câțiva colegi care au intrat în USR pe o astfel de derogare, dar din 500 vreo 3. Adică nu e o situație care se întâmplă toată ziua, bună ziua.
Astea sunt lucrurile și eu cred, adică sunt absolut convins că se vor păstra aceste criterii, indiferent cât de mare va ajunge USR și indiferent cât de mult va ajunge USR să-mi facă în România. Deci chiar dacă ajungeți la putere, păstrați aceste riguri. De ce încerc să vă justific că nu se pot schimba? Pentru că partidul, așa cum este el gândit, statutul partidului funcționează 100% printr-un control de jos în sus, de la membrii simpli spre conducere și nu invers. Și nu se poate schimba acest lucru decât prin voința bazei. Noi și colegii care s-au înscris la USR respectând aceste criterii, nu și-ar dori niciunul dintre ei să vină cod la cod cu cineva care nu îndeplinește aceste condiții. E o chestiune umană. Și atunci, dacă cei de la bază n-au interes ca astfel lucruri să se întâmple, dacă lucrurile nu se pot schimba decât prin voința celor de la bază, e aproape imposibil să se schimbe în vreo zi așa ceva. Am avut și noi probleme logistice cu acest lucru, pentru că fiind puțin la început, e o problemă efectiv de a te descurca. De a mânui baza de date, până la urmă. De a mânui baza de date, de a face diverse activități, de a face campanie electorală, de a ajunge să stăm de vorbă cu oamenii. Dacă nu ai mesageri așa subsecvent, e greu să te propagi în mediul, mai ales în mediul rural. Însă uitați că lucrurile se pot întâmpla. Și plecați de la premisa faptului că în România oamenii interesați de politică sunt 30-40%, asta și care sunt distribuiți prin diverse partide. Asta înseamnă că un procent mult mai mare de 60-70% este format din oameni care n-au avut legătură cu povestea politică. Și vă mărturisesc că eram poate și eu gândit, doamne, încercăm, dar cu cine până la urmă? Sunt din ce în ce mai mulți oameni care apar și care vin la USR, care n-au fost implicați politici, care aduc plus valoare. Se spune că nu sunt cunoscuți, da, dar nu înseamnă că dacă nu sunt cunoscuți, nu sunt buni. Dar mai aveți și cunoscuți acum, să recunoaște. Bun, avem cunoscuți pentru că au ajuns în Parlament și pentru că mai fac o activitate acolo și pentru că și noi pe plan local ne mai învârtim de 2-3 ani, dar acum 2-3 ani de zile nimeni nu prea știa despre ei, pentru că erau oameni veniți din mediul de afaceri, din mediul universitar, din companii multinaționale, din industrie, oameni foarte buni, care în domeniul lor de activitate și-au desfășurat și-au demonstrat performanța. Dar nu erau cunoscuți, că n-au fost cu cătușe pe la mâini, n-au fost prin cluburi cu șampanie cu zeci de mii de euro, despre care lumea e foarte încântată așa să vadă astfel de, astfel de notorietate exagerată. Au dorit să se implice. Sunt două probleme, după părerea mea. Una, e o categorie de persoane care ar vrea să se implice, se regăsește în politica USR, susține foarte mult USR, dar nu vrea să depășească bariera asta a deranjului celorlalți apropiați. Au fost colegi cu primarul, au fost colegi cu consiliul. Adică, cu alte forțe politice au relații apropiate. Au relații apropiate, dar nu prin perspectivă politică, din perspectivă umană. Dom'le, am fost coleg cu primarul actual, ce să fac acum, să vin la USR? Nu-mi place politica lui. Să vin la USR să-i arunc în cap cu găleata despre ce făcea el prin liceu, prin școală și pe unde mai știu chestiuni personale despre el. Sunt și oameni de genul ăsta. Dom'le, sora mea e fina nu știu cui. Mă apuc eu acum prin familie la masa de Crăciun să creăm pe acolo animozități. Sau cumnatul are o funcție sau e membru la un partid. Nu mai vorbesc de chestii mai aurite. Că mi-a fost angajat copilul, că mi-a fost angajată soția și amândoi erau niște... În fine, nu-i recomanda nimic spre a primi acea poziție. E și categoria aceasta de persoane. Și oamenii ăștia stau așa într-o expectativă, sufletul îi împinge spre a se implica că altă soluție nu există, în același timp o parte a sufletului reține spre a nu interacționa la bară cu oamenii apropiați dintr-o altă perspectivă. Și mai e o categorie de oameni care spune, domne, vă susțin, vreau să au niciodată de politică, nu există nicio metodă ca eu să mă implic. Dar de ce nu vor să se implice dacă vor să schimbe sau... aderă, să spunem, la măsurile pe care le-ați impune dumneavoastră în politică, pe care le promovați dumneavoastră în politică. Înțeleg întrebarea, vă mulțumesc pentru ea. Părerea mea este de ce că... mulți români rămân la fotbal, foarte specialiști, dar atât. Părerea mea este că de vreo... Deci nu numai de la Revoluție. În ultimii 40 de ani înainte de Revoluție și vreo 25 de la Revoluție încoace, deci de vreo 65 de ani, sfera politică a inserat în mințile oamenilor pe bună dreptate că este o mizerie fără excepție. Și oamenii au crescut în această cultură care e adevărată, care nu s-a înseminat în mintea lor dintr-o greșeală sau dintr-o manipulare. Da, politica s-a făcut într-o mizerie foarte mare și ca acțiune și ca majoritatea celor implicați.
Și atunci oamenii, indiferent câte guri de oxigen, dar o lasă, bă, că votez cu ăștia acum pentru că sunt altfel. Peste 4-5 ani s-au demonstrat că nu sunt deloc altfel. Și și-au epuizat încercările astea de a mai crede în ceva. Sau orizontul de așteptare, cum spune românul. Exact, și-au epuizat acest orizont de așteptare. Cred că va dura o perioadă de timp până când vor realiza pe propria piele că acest grup de oameni nu este la fel, oricât ar încerca alții să spună. Și de ce spun asta? Că o spună bine, tot spuneți așa. Pentru că oamenii care ajung să intre în USR ajung printr-un filtru care până acum n-a existat. Ați spus de o parte a acestui filtru, o să detaliați tot angrenajul, ca să fie oamenii pe deplin lucidați vis-a-vis de ceea ce reprezentați. E o chestiune care stă la baza mizerilor politice și anume că cineva când ajunge într-o funcție de conducere dă cu pumnul în masă și dispune peste alte mulțimi, indiferent care este priceperea și care este dorința acelor mulțimi. Acest lucru la USR nu se va întâmpla niciodată. Eu, ca președinte de filială județeană, nu mă voi duce absolut niciodată la Vladimir, la Bolboș, la Motru să spun asta e lista cu consilieri locali, asta e lista cu candidatul la primărie, asta e persoana care va candida la primărie și asta trebuie ca voi să faceți. Deci ei și aleg pe plan local. Ei și aleg pe plan local. Noi ne asigurăm că lucrul ăsta se întâmplă printr-un mecanism democratic. Nu că se întâlnesc ei la gura sobei și au făcut o listă semnată ipotetic de ceilalți membri fără ca ei să fie informați. Noi ne asigurăm că le punem la dispoziție într-un mediu în care toți sunt informați, toți au posibilitatea să-și depună și intenția de a candida și să voteze colegul. Nu-i obligă nimeni pe nimeni. E absolut normal să aibă și ei afinități unii cu alții pe acolo, să susțină cât un coleg, să fie supărați pe altul. Dar treaba asta se întâmplă cu voința celor de acolo. M-am gândit la situația în care eu cunosc ce se întâmplă prin filiale. O să ajungă trimiși de către filiale un candidat la primărie care, după părerea mea sau a conducerii județene, în mod cert este cu mai puțină tracțiune electorală decât altul care e după el. Chiar dacă pentru partid, pentru rezultatele partidului este o greșeală să știm că e un om mai bun care e pe locul 2, pentru sănătatea partidului acest lucru este extrem de important. Noi lăsăm omul ăla cu șanse mai puține să candideze pe primul pentru loc. Dacă asta, baza, baza asta a decis. Și cum se întâmplă acest lucru? Un exemplu foarte simplu, să presupunem că la o primărie sunt 11 consilieri locali într-o comunitate, iar colegii din filiala respectivă sunt 100 de oameni, dintre care 20 vor să candideze. 20 pe cele 11 locuri. Toți cei 100 dau note într-un mod secret de la 1 la 20 fiecărui candidat. La final se deschid acele bilețele sau online, cum o să facem la vremea respectivă, cine are suma cea mai mare, mi-a dat unul nota 1, nota 20, fiecare ce note dă. Cine are punctajul cel mai mare, primul pe listă. Sigur că vor exista supărați, dar o democrație în văzut tuturor. E mai mult decât democratic. E în văzut tuturor. Asta a avut majoritatea de acolo. Povestea asta că unul vine și aduce 5 oameni și aduce 7 oameni, mama, soc, nu știu cine, ca să-l voteze, acolo la numere mari nu mai funcționează. Asta funcționează dacă filiala e făcută din 10-12 oameni, că vine unul cu 3-4 și influențează rezultatul. Dar dacă filiala e formată dintr-un număr mai mare de persoane, se diluează micile astea șmecherii. Aranjamente, se le spune. Aranjamente. Sunt normale. Adică nu sunt ilegale. Fiecare poate să aducă pe oricine care îndeplinește criteriile. Dacă aderă și respectă criteriul și merge în mecanismul partidului. Exact. Ușa de intrare în partid e una singură. Nu poate să ajungă cineva în camera interioară a USR decât pe o singură intrare. Și dacă respectă mecanismul, poate dacă respectă, poate să vină și mamă, și tată, da, și socru, și cine o fi. Dacă respectă criteriile, care e problema? Și dacă poate să influențeze democrația politică? Bineînțeles. Okay. Și celălalt poate să facă același lucru. Adică se cunosc. Noi am informat pe absolut fiecare membru care sunt metodele prin care se vor întâmpla aceste lucruri. Ține de fiecare cât de bine se mișcă acolo, astfel încât să-și ia în avantajul lui aceste condiții. Nu e o problemă în viață să rezolvi. Să te implici, să spunem. Nu, dar nu e o problemă să te miști prin niște situații. Problema e să știi care sunt condițiile. Între punctul A și punctul B, acestea sunt regulile. Fiecare dintre aceste paravane se mișcă cum poate el. E uman. Ce mai bun trebuie să reguli. Fără doar și poate nu există excepție pentru așa ceva. Vreau să vă întreb ceva, domnule președinte Radu Miruț. Am înțeles că au fost chiar organizații de partid, organizații întregi, care au venit spre dumneavoastră, dar unele le-ați refuzat. Cine din dreapta, da, și din eșicheul din stânga, care au fost
cauzele și care au fost realitățile. Vreau să ne faceți tablou complet, să spuneți povestea. Domnul Covaciu, spun tot timpul ce e în gușe și în căpușe. Da. Ne-ar ajuta, ne-ar fi ajutat să primim pe cineva deja format acolo unde noi nu aveam. Da? Nu e un lucru de ascuns că dacă ai filiale te miști mai bine acolo și obții rezultate mai bune. Însă nu e un lucru de asemenea rău ca cineva să vrea să candideze. E ok. Dar de fapt ce se întâmplă acolo? În toate partidele sunt mai multe tabere. Atunci când o tabără se supără din diverse motive, unii dintre ei continuă să lupte, alții și-a jucăriile și pleacă. Astfel de lucruri noi vrem să evităm. Pentru că și la USR o să fie astfel de momente în care unii se supără. În povestea aducerii României înainte nu te-au luat jucăriile și a plecat. Aia e cel mai simplu lucru cu putință, să-ți iei jucăriile să pleci. Problema grea e să încerci să rezolvi problema în condițiile respective. În condiții date. Deci, plastic ar fi că evităm oportuniștii. Dar oportuniști nu sunt oameni care vor să candideze. Oportuniști sunt oameni care încearcă să-și să ducă... Să prindă o funcție, prin orice mijloace. Să n-aibă scrupule pentru a prinde funcția respectivă. Și astfel de oameni încercăm pe cât posibil să-i filtrăm. Vreau să vă întreb, și la Gorj s-a întâmplat această situație cu organizații care au venit spre dumneavoastră? Da, s-a întâmplat în două locuri. Cu documentele, noi vrem să fim... Nu cu documente, ne-au sunat, uite, suntem duminică la ora 4, vă întâlniți cu noi în zona respectivă, suntem 18 oameni, provenim de la filiala cutare și vrem să venim cu toții la USR. De la partide mari sau... De la partide mari. Și nu mai există poartă de discuție cu aceștia? Ba da. Poarta de discuție a fost, nu există o posibilitate să deschidem porțile mari, să veniți toți fără să ia bob cu bob. Poarta de deschidere este aceeași, ne întâlnim cu dumneavoastră, completați adeziunile, care dintre dumneavoastră o să primească o derogare, sunt bine primiți, care nu. Mai mult decât atâta, nu se putea da derogare dacă noi avem 4 derogări din 500 de membri, vă dați seama că nu puteam da într-o singură derogare 18 din 18, că niciunul nu îndeplinea criteriile, pentru că erau membri, de fapt, într-un partid politic parlamentar la momentul respectiv. Da. Adică o parte dintre ei, pentru câțiva, probabil că se putea da derogare și s-ar fi dat. Dar să luăm cu totul așa, la pachet, cum mai sunt magazinele de second hand, cumperi sacul, nu știi ce e în el, asta nu o să facem, indiferent de costurile politice. Vreau să vă întreb, domnule președinte Radu Miruț, să vă propuneți ca până la localele de la anul, adică peste vreo 10 luni jumătate, să aveți în tot Gorjul filiale? Da, ne propunem. Și dacă este și posibil, vă întreb, pentru că sunt un om realist. Vă spun că am avut niște borne de-a lungul implicării ultimilor 2 ani de zile, puse destul de realist, cele mai multe dintre ele au fost depășite. Nu ne îmbătăm cu această euforie. Eu vă spun și vreau să vă spun ceva de care să nu-mi fie jenă atunci când mă întorc la dumneavoastră în platou, că am spus și de fapt nu s-a întâmplat. Vă spun că USR va avea candidați în toate unitățile administrative teritoriale din județul Gorj. În toate comunele și orașele USR va avea candidați. Ne propunem cele mai multe să fie generați de filiala proprie. Dacă o rămâne sub 10 zone în care nu o să avem filială, o să punem acolo niște candidați, chiar dacă nu există filială, dar respectându-se criteriile USR. Este greu de dus la îndeplinit această provocare? Este foarte greu. Că spuneați că aveți 32 sau 31 oficial cu documente înființate, dar astea se modifică de la săptămână la săptămână. Săptămâna trecută am făcut 3 filiale, mai înainte am avut 2 săptămâni fără nicio filială. Poți să faci 4-5. Adică depinde cum se mișcă lucrurile. Da, e foarte greu. Mai ales că se rostogolește și data alegerilor și cu siguranță va fi mai emergentă. Exact, dar noi vrem să facem lucrurile astea cât se poate înainte de alegeri, tocmai pentru a fi păcăliți în cât mai puține situații. Înainte de alegeri sunt mulți care... Adică să aveți timp să analizați. Exact. Oamenii pot să vină acum și să spună vrute și nevrute. Noi, în funcție de flagul pe care îl avem, încercăm să ne dăm seama despre... Dar spuneți că aveți și baza aceea de date cât de cât configurată. Avem acea bază de date și vedeți dumneavoastră cu cât grupul USR Gorj crește mai mult, cu atât eșantioanele de informații sunt mai mari. Adică una e să întreb 3 oameni, alta e să întreb președinții de filiale într-un mod automatizat. Uite, vrea să facem filiala la Samarinești, îl știți pe X. Nu știu eu, nu știe colegul de la Cărbunești, dar de la Motul, de la Văgiurești, știe cineva. Da. Că nu e chiar așa. Adică cu cât cercul nostru se extinde, cu atât posibilitatea să fim păcăliți scade. În același timp, cu cât se apropie alegerile locale, cu atât posibilitatea să vină spre noi oameni cu interese meschine crește.
E o punere în balanță și tot timpul de o încercare de a ține balanța aceasta în echilibru. E un lucru greu, pentru că noi nu sunt, adică noi nu ne consumăm timpul cu așa ceva. Eu sunt inginer în telecomunicații, fac consultanță pentru operatori de telefonie mobilă din lumea asta. Vreo 3 săptămâni pe lună lucrez de acasă, vreo săptămână sunt trimis prin lume pe unde au ei nevoie. Și colegii mei fac lucruri asemănătoare și ei sunt ocupați în fiecare zi cu altceva. Lucrurile astea consumă timp, iar noi timpul ăsta nu-l avem nici prin angajați, nici prin foarte mulți voluntari. Mai mult în weekend. Îl lăsăm de la noi, weekend, noaptea. Sigur, e un consum de energie mare și când vezi că îți consumi câteva zile vorbind cu 10 oameni și analizând și dându-le adeziuni și trebuie să te întâlnești cu ei și când aproape că trebuie să pui borna la filiala respectivă, te întorci de pe drum că ceva nu s-a potrivit, drumul, timpul ăla s-a consumat fără a fi eficient. Da, e un lucru greu pe care... Dar și experiența care ați câștigat-o atunci vă va ajuta să nu mai vă potmoliți la alte borne. Sigur, primarul de acolo vrea să-și pună o persoană cu care juca toată ziua table și care era în biroul lui în permanență, conducea primăria în comun, pentru a bloca USR în zona respectivă, astfel încât anul viitor, când sunt alegeri, să nu aibă un candidat care să-i pună probleme, ci teoretic să fie colegul lui. Și astfel de lucruri încercăm cât de mult cu putință să le evităm. Deci ați întâlnit situații de genul acesta în Gorj? Acum 5 săptămâni m-am întors din drum după ce mi-am luat liber de la Sărici vreo 2 ore ca să pot face treaba asta și nu există, deci nu există preșe nici măcar părere de rău. Când ne dăm seama de așa ceva, în carne vie se taie, nu se stă la discuție despre așa ceva. Da. Vreau să vă întreb acum, domnule președinte Radu Miruță, cum vedeți dumneavoastră această vară lungă și fierbinte politică și cum vedeți toamna precampaniei pentru prezidențiale din noiembrie 2019? Eu vă spun cu ceea ce am în cap și cu sinceritatea de multe ori naivă. Eu cred că șansele ca Dan Barna să ajungă în turul 2 sunt un pic mai mici decât șansele că dacă ajunge în turul 2 să câștige președinția. Dacă Dan Barna ajunge în turul 2, convingerea mea certă este că va fi președintele României. Nu vă spun asta că am băgat eu degetul într-un pahar cu apă și l-am scos să văd pe unde bate vântul, vă spun asta dintr-o analiză la care mă pricep, nu pot să spun nimic că mă pricep, dar o analiză pe care o fac... Și politici au emis ipoteza aceasta. Senzația mea este că cei de la PSD, o bună parte dintre membrii PSD își doresc ca în PSD să se întâmple o explozie după care partidul să încerce a se reforma. Eu cunosc membrii PSD care mi-au spus că și în turul 1 vor vota cu Dan Barna. Nu pentru că probabil simpatizează, ci pentru că ei vor ca de PSD să se aleagă la un moment dat praful, astfel încât tabăra opozanță actualei conduceri PSD să încerce să vină ea la conducerea PSD și să reclădească ceva. Și se mai poate. Nu se poate face treaba asta fără să se întâmple vreo explozie. Ei nu pot nici să spună, domne, am dat cu țara asta în gard, ne predăm, suntem niște idioți, scuzați-mi expresia, hai să o luăm de la zero. Ineficienți, să spunem. Mai... Bun, ineficienți. Ei trebuie să genereze un bing-bang din ăsta de la care alții din PSD să vină să încerce să construiască ceva. Acest bing-bang ar fi ca PSD să ne ajungă în turul 2. PSD e un partid mare, e un partid cu structuri în teritoriu, dar cred că e un partid un pic naufragiat, așa, e debusolat. Atât de multe lucruri s-au întâmplat încât însăși membrii lor nu mai prea văd așa o linie dreaptă pe care să se încoloneze. Și știți cum e, și marele imperii atunci când au ajuns să fie haotice, de fapt au fost cucerite și s-a ales ce s-a ales de ele. Vreau să vă întreb și despre zona liberală. Am văzut și aici aserțiunea ale unor analiști politici și analiști de luat în seamă, care au trăit pe propria piele și prin propriul pix, au făcut analize și au emis ipoteze care s-au confirmat multe dintre ele de-a lungul celor 30 de ani de democrație. Spuneau că există și în privința lui Klaus Iohannis destule sincope în ceea ce privește drumul său sigur spre prezidențial. Adică există anumite zone mai puțin luminoase care nu-l pot ajuta. Sigur, viitorul e deschis. După părerea mea, ca și în PSD de altfel. Deci PSD e un partid împotriva căruia aproape că eu am decis să mă implic, fiindcă ei au făcut în județul Gorj ceea ce vedem cu toții. Și acolo și la PNL mai sunt oameni de bună
calitate, n-aș spune bună credință. Oameni bine pregătiți, oameni care pot să stai de vorbă, oameni și care pot să spună ceva, chiar și cu expertiză politică. Însă, pentru mine, oricât de tare m-aș forța să înțeleg astfel de persoane, nu există scuză. Când la o masă decizională a partidului tău, tu ești persoana aia bună. Dar când în jurul tău colegii tăi discută și au niște decizii între atât de murdare și între atât de ilegale și între atât, cu atât de multe efecte rele pentru țară, tu ești conștient despre deciziile lor și ridici totuși mâna să împuternicești decizia pentru că faci parte din acel partid politic, pentru mine nu există scuză. Deci da, sunt mai deștepți poate decât ceilalți, dar faptul că stau cu ei la masă și aprobă prin prezența lor ceea ce se discută la acea masă, nu există scuză. PNL, eu nu știu politica nefiind implicat, adică n-am trăit lucrurile astea pe propria piele în perioada respectivă, dar pentru mine toată istoria pe care eu o voi analiza nu va avea niciodată scuză pentru alierea aceea cu PSD. Sunt atâtea filmulețe, atâtea materiale, video în care umblau de mână, numai de mult. Da. Da, au ajuns să aibă în Parlament 70%, atunci dacă puneai un necuvântător pe afiș, ieșea parlamentar. Și ce s-a întâmplat din România? Adică din dorința asta exagerată de a ajunge la guvernare împotriva lui Traian Băsescu, au ajuns să facă pact indiferent de principii. Contranatoric, cum spunea un analist. Astfel de oameni nu au scus o perioadă foarte lungă de timp. Ei încearcă acum să se împacheteze cu un alt fel de mesaj că s-au reformat. Oamenii sunt aceiași. Uitați-vă la conducerea lor că sunt aceiași. PDL, PNL sunt de fapt cei care au fost cu PSD. Să vin acum să schimbe mesaj USL. În celebru USL, adică oricât ar încerca ei să-mi spună, pentru mine nu există scuză pentru asemenea actitudine. Vis-a-vis de șansele domnului Iohannis, fiind președintele în funcție, prima șansă, evident. Pleacă cu prima șansă, însă și accesul pe care îl are la diverse informații din structurile statului, din relațiile internaționale, din poziția, din prima poziție pe care o are, îi generează oarece șanse. Însă aprecierea mea este că după votarea domnului Iohannis, în România s-a așternut o așteptare foarte mare cu privire la clasa politică. Așteptare care nu a fost, adică ceea ce s-a livrat din partea președinției nu a fost pe măsura așteptărilor. Spunea un celebru jurnalist într-o aserțiune pe un post central că la fel s-a întâmplat după 2014, cum s-a întâmplat și în 96 cu Emil Constantinescu. Da, și un orizont de așteptare cu acea luminiță care nici măcar n-a mai scânteiat. Și dezamăgirile au fost la fel de mari și după perioada domnului Constantinescu, fiindcă am văzut împreună care a fost reacția alegătorilor de alegerile de după. Acel CDR n-a mai existat, nu s-a mai știe nimic despre. A explodat, cum spuneți dumneavoastră. Exact, a făcut o implozie și nimeni nu mai știe absolut nimic. Aceste lucruri se pot întâmpla și acum și aceste lucruri se întâmplă cât și la primăria Târgu Jiu. Domnul Romanescu, care, nu mă ascund să spun, după aprecierea mea, este o variantă mult mai bună ca domnului Aurel Popescu, însă oamenii au avut niște așteptări, poate autoinduse, poate că nu, dar mult mai mari decât ce au primit. Și e o problemă atunci când te joci cu așteptările oamenilor, că oamenii au fost îndreptățiți sau nu să aibă astfel de așteptări, nu poate cuantifica cineva. Asta e ce se întâmplă în piața publică. O să fie o situație destul de delicată a candidatului PNL la primăria Târgu Jiu, dat fiind acest context. Veți veni și dumneavoastră cu contracandidat pe primăria Târgu Jiu? În mod cert. USR va avea candidat la absolut toate alegerile de acum înainte, indiferent cu cine va merge în acele... Veți intra dumneavoastră în cursa aceasta? E prea devreme să vă spun. Vă spun că... La nivel de orizont de așteptare, vă întreb. Dacă ați luat în calcul dumneavoastră ca și președinte această... Ca președinte de organizație județeană, iau în calcul să candidez absolut oriunde. Este cea mai bună variantă spre a duce partidul undeva. Am consumat prea mult timp cu acest partid și prea mult suflet ca să existe un lucru la care să dau înapoi. Însă, în același timp, numărul de persoane care vin spre USR Târgu Jiu e destul de mare și procentul de noi veni se schimbă de la lună la lună. Nu e o strategie bună să tragem linia acum dintre cei prezenți între noi ca membri, hai să-l alegem pe cel mai bun acum, că poate în următoarele 3 luni de zile vine cineva mult mai bun ca toți ceilalți de până acum. Și ce facem? Desemnăm un candidat
scăzându-ne șansele, având în vedere că există altul mai bun. Și atunci noi încercăm să procesăm toate cele care vin spre USR, încercăm să atragem oameni, să le dăm curajul spre a se implica, că nu se întâmplă nimic. Uitați-vă și la noi, n-am fost mușcați chiar atât de rău, respirăm același aer, nu se întâmplă nimic dacă te implici în așa ceva, și să luăm spuma de pe lapte, smântâna de pe lapte, având, atunci când gata o să fie mult mai mare. Da. Vreau să vă întreb, cum vedeți parlamentarele din 2020? Pentru că tot vorbeați de anumite schimbări radicale, tranșante, după prezidențiale, în sânul partidelor cu forță. Acum, eu cum priviți la momentul acesta, T0, 6 august 2019? Acum eu percep un oarece clocot așa în societate cu privire la interesul față de alegeri. Oameni care nu vreau să audă de nimic au zis, bă, stai un pic că totuși urlu eu prin Piața Victoriei, dacă nu mă duc atunci 5 minute să votez, am urlat degeaba. Așa e. Aproape degeaba. Senzația mea actuală este că oamenii sunt mai implicați în acest moment. Nu știu dacă implicarea lor se va extinde în timp până la alegerile parlamentare, fiindcă trebuie să recunosc că eu cred că unii s-au descătușat la alegerile europarlamentare după ce s-au umplut de energie negativă, s-au dus și au dat tare cu ștampila pe vot, descărcându-și toată energia acumulată într-un an de zile. Și am văzut și ca prezență a fost... Și ca prezență și ca schimbarea opticii electorale, USR a luat împreună cu partea tinerii noștri vreo 2 milioane de voturi. 2 milioane de voturi nu sunt doar de la cunoscut, nu sunt doar de la prieten. 2 milioane de voturi reprezintă un oarece semnal. Nu știu dacă oamenii vor rămâne la fel de prizați așa până la alegerile parlamentare, fiindcă se vor mai descărca poate odată la prezidențiale, se vor mai descărca odată la alegerile locale, nu știu dacă mai rămâne atâta energie spre a veni să împingi mizeria din societate. Nu cred că dacă vor fi ceva schimbări în ceea ce privește configurația câștigătorilor din alegeri care le-ați amintit, energia va putea crește? Ba da, va putea crește și mai mult decât atât. Da? O categorie foarte mare dintre acești oameni înțeleg cum funcționează statul și înțeleg că pentru a se schimba ceva în deciziile pe care ele simt zi de zi, care sunt venite din ceea ce stabilește guvernul, acel guvern este emisia Parlamentului. Deci toate energiile lor, dacă se descarcă, de fapt se descarcă mult înainte de vreme, pentru că efectiv, pentru a putea simți ei ceva, sau cel puțin pentru a putea trage la răspundere real pe cei pe care ei au susținut, trebuie să le dea posibilitatea acelora de a avea o majoritate în Parlament care să genereze un aparat guvernamental funcționabil. Și unii înțeleg asta, adică am trecut un hop cu alegerile parlamentare, un hop bun, mai avem un hop cu alegerile prezidențiale, dar nu se oprește drumul aici. E ca la povestea aceea când te muști cu un câine și trebuie să faci vreo 10 zile niște un tratament. Da. Dacă faci doar 2 zile, e ca și cum n-ai fi făcut deloc. Dacă faci 9 zile, e ca și cum n-ai fi făcut deloc. Deci treaba funcționează și planul merge dacă oamenii merg de la un capăt la celălalt. Și o bună parte dintre ei înțeleg această funcționalitate. E și datoria noastră să le explicăm mai departe și să le menținem așteptările. Povestea cu oamenii nu merge că dai tu cu spray și vine după miros. Oamenii nu mai sunt chiar așa. Oamenii se informează, informația acum se propagă la viteza luminii. Sunt capabili să facă comparații, paralele. Și mai sunt capabili între ei să mai și observe unde sunt știri false, mai dezbat între ei, fiecare cu cât se pricepe și cu cât poate și cu afinitatea pe care o are. Dar să spui că oamenii nu sunt informați și că nu prea știu, eu cred că e o greșeală, eu cred că oamenii știu foarte bine, unii sunt dispuși să discute, să analizeze, să implice, unii nu, dar informația o au și dacă nu o caută, informația vine la ei pe atât de multe căi încât trebuie doar să și când dorm să o proceseze pentru că ea există. Noi vă mulțumim mult, domnule președinte Radu Miruță, pentru analiza făcută și pentru informațiile pe care ni le-ați dat vis-a-vis de ceea ce înseamnă pentru partidul noastră provocarea acestui lung șir de alegeri. Vă urăm succes. Dacă n-ați avut concediu, vă urăm concediu plăcut. Și ne odihnim de muncă prin muncă. Vă mulțumim frumos. Și așteptăm cu toții cu interes toamna politică a prezidențialilor. Să fim cu înțelepciune. Să vă audă Dumnezeu, iarăși noi vă invităm, rămâneți alături de noi, că aveți ce vedea și auzi.
analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine, începând cu ora 13:10 la Radio Accent.